Unii oameni au alergie la credința creștină. Care este motivul? Rămâi în continuare ca să auzi povestea împăratului roman Iulian Apostatul. Noiembrie, anul 361 după Hristos. Întins pe blana de urs, Iulian asculta ploaia bătând în pânza cortului său. De afară răzbăteau vocile soldaților. Sosiseră pe Dunăre în jos și se opriră nu departe de Naissus, în așteptarea veștilor. De un an, de când trupele sale l-au proclamat împărat, furia vărului său, Constanțiu al II-lea, adevăratul împărat, nu cunoștea margini. Acum, Iulian, gata să-l înfrunte, aștepta doar sosirea cercetașilor. Deodată, de departe, se aud strigăte de biruință, apoi tot mai de aproape, până când întreaga tabără este cuprinsă de delir. Tânărul de 30 de ani se ridică și iese alert. Ave Cezar! Ave Auguste! Constanțiu e mort! L-a răpit febra. Cu sângele zvâcnind în tâmple, Iulian își ridică privirea spre cerul plumburiu în recunoștință. În mai puțin de o lună, la 11 decembrie 361, Iulian, nepot de frate al lui Constantin cel Mare, intră victorios în Constantinopol ca să șadă pe tronul sfinților împărați creștini a Imperiului Roman. În ciuda faptului că a fost botezat și educat în credința creștină sub atenta supraveghere a episcopului Eusebiu de Nicomedia, slujind chiar ca lector în biserică, de îndată după sărbătorile inaugurale, Iulian a destituit pe toți miniștrii creștini și a asumat rolul păgân de Pontifex Maximus, poruncind redeschiderea templelor păgâne și aducerea de jertfe zeilor. A retras toate privilegiile clerului, obligând biserica să restituie statului banii și pământurile primite. A interzis creștinilor să mai predea în școli și, pentru a zdruncina biserica din interior, a rechemat din exil pe toți episcopii eretici ca să fie bătaie și certuri de partide. Nu trecuseră nici 50 de ani de la înălțarea creștinismului sub Constantin cel Mare ca religie privilegiată. În socoteala lui Iulian era momentul să șteargă mitul lui Hristos din mințile oamenilor. De unde atâta determinare? Printre istorici există serioase dezbateri privind motivul care l-a făcut pe Iulian Apostatul să se întoarcă la păgânism. După unii, fascinația neoplatonismului. Pentru alții, întâlnirea cu magicianul Maximus din Efes, cel care reușea să facă statuile să se miște și să râdă. Toate acestea însă n-au fost decât picătura care a făcut paharul să se reverse. Căci convingerile profunde se statornicesc în copilărie, spre bine sau spre rău. La scurt timp după naștere, lui Iulian îi moare mama. În 337, la moartea lui Constantin cel Mare, fiul acestuia, Constanțiu al II-lea, bun creștin, se dezlănțuie măcelărind toate rudele care îi puteau amenința tronul. Iulian, fiind prea mic, doar 6 ani, este cruțat la intervenția soției lui Constanțiu, Eusebia, și se trimis din exil în exil. În tot acest timp, primește ocrotire și afecțiune doar de la sclavul său got, Mardonius, un păgân luminat. Acesta îl introduce de la 11 ani în lectura clasicilor greci, în care amărâtul adolescent evadează. În creștinism n-a găsit decât canoane, ritualuri și certuri teologice aprinse. Scârbit de o asemenea religie, Iulian devine tot mai avid după misterele păgânismului. În fine, la numai un an de la încoronare, Iulian Apostatul se mută în Antiohia ca să pregătească trupele pentru războiul cu Persia. În drum, se oprește la Ierusalim și ordonă reconstrucția templului ca să discrediteze astfel cuvintele Galileanului Iisus,
că templul nu va mai fi ridicat niciodată. Lucrările însă sunt zădărnicite de cutremure și flăcări misterioase. În martie, anul 363, Iulian pornește împotriva Persiei cu 90.000 de legionari. După câteva victorii, se vede rătăcit prin pustie cu liniile de aprovizionare tăiate. La 27 iunie, în timp ce făceau cale întoarsă, o avangardă persană îi surprinde lângă Samara. Avântându-se grăbit în focul bătăliei, Iulian uită să-și ia platoșa. Și o suliță îi străpunge brațul, abdomenul și ficatul. Căzut la pământ, Iulian ridică mâna însângerată spre cer strigând: „M-ai învins, Galileene!” Murea la 32 de ani, după numai 18 luni de domnie. Istoria lui Iulian Apostatul deschide multe galerii de reflecție. Cea mai importantă temă însă privește motivul pentru care generații de copii, aparținând familiilor creștine, întorc spatele lui Isus. Țări tradițional creștine cunosc o masivă înstrăinare a celor tineri față de creștinism. În Suedia, 75% din tineri se declară atei. În Olanda, 72%, în Ungaria, 67%, iar în Franța, 64%. Cauza e aceeași din totdeauna: disocierea teoriei de practică, dar nu la nivelul ritualurilor, ci a esenței, respectiv a dragostei necondiționate. Celor ce se socotesc creștini, Iisus le spune: „De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu?” Ori de câte ori practica se volatilizează, creștinismul este invariabil perceput ca un insuportabil construct ipocrit. Se cere o schimbare de fond. Dacă știi ce e de făcut, ferice de tine dacă și faci. Dacă vrei să afli care este esența creștinismului, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Pe curând!